Drăgan Muntean, pădurean Jet Beget, născut în satul Poienița Voinii, mândru de ținutul mirific în care a învățat a doini ca nimeni altul, a reușit în urmă cu mai bine de 40 de ani în urmă, din drag de ținutul strămoșesc și de folclor autentic, să împământenească în satul natal o sărbătoare a pădurenilor. Sărbătoarea a depășit granițele județului și în fiecare an, pădurenii și nu numai se adună pe dealul cornetului, făcând în acest fel ca melodiile autentice ale pădurenilor din Poiana Ruscă să devină nemuritoare, în ciuda timpului care a trecut. Nemuritor este și Drăgan Muntean, pentru pădurenii lui, convinși că sufletul doinitorului care a promovat ținutul pădurenilor ca nimeni altul prin cântecele sale, veghează asupra lor ori de câte ori se întâlnesc pe dealul cornetului. Gândul nostru se îndreaptă spre regretabilul, inegalabil doinitor al ținuturilor pădurenilor și din județul Nedoara, Drăgan Munteanu, căruia trebuie să-i purtăm un respect deosebit și să ne rugăm lui Dumnezeu să-l odihnească în acolo unde este. El a făcut posibil să se înființeze acest festival aici, în momentul în care trăia. El, în timpul vieții, a hotărât să-și lase casa muzeu Drăgan Munteanu. Noi, cei care suntem astăzi și rămași pe pământ, trebuie să facem mai departe, să ducem toate tradițiile lui. Și vreau să vă spun că trebuie să fim mândri de ținutul pădurenilor și de oamenii care locuiesc aici. Sunt niște oameni cu totul deosebiți, oameni care își respectă și acum cu strictețe tradițiile, portul lor popular și obiceiurile, inclusiv obiceiul de nuntă. Sigur că nu sunt multe locuri în județul Nedoara unde se respectă cu strictețe aceste ritualuri, aceste costume pădurenești și noi trebuie să ne mândrim cu așa ceva. Le doresc mult, mult succes, vom fi alături de ei și am spus la început, oricând cât voi fi cu președinte Consiliului Județean, sunt alături de oameni pentru cultură, pentru sănătate, pentru orice. Toate acțiunile pe care le fac instituțiile subordonate fac parte din ofensiva culturală. Aici, în Ținutul Pădurenilor, este mai mult decât o ofensiva culturală, având în vedere faptul că trebuie apreciat ceea ce fac pădurenii și instituțiile din cadrul Consiliului Județean pentru a păstra portul, pentru a păstra tradițiile. Îl felicit pe Ciprian Roman, pe cei de la Direcția de Promovare a județului Hunedoara pentru tot ceea ce fac ca tradițiile să rămână în continuare. Iar în ceea ce privește conducerea Consiliului Județean, acordă banii necesari pentru ca aceste tradiții să rămână în continuare. Moștenirea folclorului autentic pădurenesc cules de Drăgan Muntean în scurta, dar prolifica lui viață, a rămas pe mâini bune. Maia, nepoata nemuritorului doinitor din ținutul pădurenilor, duce mai departe dragostea pentru bunicul ei, dar și pentru tradiția locului. Știu cât de mult ar fi vrut să-mi văzut, să-mi dea povață bună și să mă țină de mână. Știu cât de mult ar fi vrut primii pași să-mi văzut, să-mi dea povață bună și să mă țină de mână. Dacă mi-ar da Dumnezeu o zi cu bunicul meu, la tot omul am minima. Seara să mă pun în pat, după zi deja pensat, să mă sărute pe frunte, să-mi citească și să-mi cânte. Seara să mă pun în pat, după zi deja prin sat, să mă sărute pe frunte, să-mi citească și să-mi cânte. Dacă mi-ar da Dumnezeu o zi cu bunicul meu, la tot omul am cântat să-i bucurăm inima. Pe urme-i calm și doinesc micul drag, el de sus mă ocrotește și prin stele îmi zâmbește. Astăzi eu pe urme-i calm și doinesc micul drag,
fantomul am cântat, să-i bucurăm inima. Și cu mare drag pentru moașa Mioara, pentru soția lui Nelea Drăgan, să vă dea Dumnezeu sănătate. Și să culcă necinată, să-mi vadă mare odată. Când-i lașa sul ne-o scris polipide, mă. Ne-o chemat pe fiecare, să ne împartăm ce mă iare. Tot și-o strâns și-o adunat, mă, mă. Mulțumesc! Mulțumesc! Este o mare bucurie pentru mine că această tradiție se păstrează an de an și venim foarte mulți pădureni și foarte mulți oaspeți ai pădurilor vin aici pe dealul Cornetului pentru a ne bucura unii de ceilalți. Cred că este foarte important ca în zilele de astăzi să ne bucurăm de aproapele nostru, să petrecem timp împreună, să ne bucurăm de natură, să ne bucurăm de prietenie și de ce nu de cântecul românesc. De câți ani veniți la Păienița Voinic? Nu mai țin minte, de când a murit Drăgan, în primul an, el m-a invitat să vin și n-am putut că tot trăit el. Și imediat la parastas, la primul parastas am fost prezent și de atunci în tot anul. De unde sunteți deloc? De lângă Zam, aproape de județul Arad. Și veniți în fiecare an? Tot anul, cu doamna. Vrem să vorbim și cu doamna. Bună ziua! E cald, e caniculă și rezistați aici la Păienița Voinic. În tot anul venim. Comuna Burjuc, sat Brădezel. Vă place și sunteți bucuroși că se păstrează tătarul. Când auzim, zone folclorice, ne place. E eveniment în familie. Da. Drăgan a fost la noi, că a fost vânător și a venit la noi la Brădăsel. Da. L-ați cunoscut pe Drăgan? Da, cântat la noi. La noi, am cântat împreună. Ne-am distrat cu el. Locuim aici în Hunedoara, dar deloc suntem din Arad. Asta. Și dar, cunoaștem Valea Mureșului. Dar și zona Ineului. Noi suntem veniți de la Constanța, ne-am mutat aici și suntem înnebuniți după muzica pădunărească și muzică populară, în special, dar din zonă, că de-aia am venit. Roșii sunt specialitate de la Secula din Arad.
de unde e baica mea. Frumos, frumos, foarte frumos. Și aseară a fost mirific, mirific a fost aseară. Mulțumim lui domnul Roman. Nu scăpăm niciunul, nici de la Tebea, nici de la Vat. A, deci știți de domnul Roman? Da, de când era tânăr și de când ne uitam la televizor, la Constanța. E soare, caniculă, sunt de la Părnița Voinii, da? Rezistăm. Rezistăm, n-avem ce face. Vă place spectacolul? Dacă ne place, rezistăm, dacă nu, ne tragem la umbră. Veniți în fiecare an, sunteți din zonă? Da, 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 din Ghelar. Din Ghelar. Și vă bucurați că se păstrează tradiția? Da, încă se mai păstrează. Ne bucurăm mult. Sărbătoarea pădurenilor a debutat sâmbătă 26 august cu o nedeie pădurenească, iar duminică, după slujba de pomenire, în memoria lui Drăgan Muntean, de la dispariția căruia au trecut 21 de ani, a urmat un spectacol de cântece și dansuri populare. A urcat pe scenă alături de interpreții din județul Hunedoara și soliști din alte zone ale țării, acompaniați fiind de orchestra ansamblului folcloric profesionist Drăgan Muntean, dirijat de profesorul Gheorghe Câlțea. Suntem în Poienița Voinii la unul dintre cele mai frumoase și așteptate evenimente ale județului Hunedoara. Festivalul Sărbătoarea Pădurenilor, de fapt, este un eveniment de tradiție, un eveniment, cum spunem de fiecare dată, ce trebuie păstrat. Indiferent de cât de greu este, indiferent de problemele care apar, acest festival, început în urmă cu 42 de ani, continuat de celebrul Drăgan Muntean și adus aici în dealul Cornetului, rămâne pentru Consiliul Județean Hunedoara, pentru noi ca și organizatori, așa cum spuneam, un eveniment important. Un eveniment important pentru că se bucură de o apreciere și de o prezență numeroasă a publicului din Pădurenime și nu numai. Este foarte, foarte important ca astfel de acțiuni culturale să se îmbine cu celelalte componente, ceea ce înseamnă turism și alte componente ale instituțiilor din Consiliul Județean. Ne bucură de fiecare dată faptul că cei care se alătură proiectului nostru își fac datoria așa cum trebuie. Nu-mi rămâne decât să le mulțumesc ca de fiecare dată tuturor celor implicați, în primul rând publicului prezent, tuturor celor care s-au alăturat organizării, finanțatorului principal, Consiliul Județean Hunedoara, precum și primăriilor Bunila și Ghelari, care au avut parte de organizare și cu o zi înainte și astăzi. Una peste alta, mă bucură că a ieșit un eveniment frumos, un eveniment care vă asigur că se va repeta și la anul, și peste 10 ani, și peste 20 de ani, pentru că vorbim despre tradițiile noastre, despre aceste lucruri frumoase și suntem obligați să le ducem înainte, aceste lucruri frumoase.